Cel mai atractiv punct al Slatinei este Parcul Tineretului. Inaugurat acum un an de zile, zona de agrement a devenit cea mai frumoasă și îndrăgită locație a orașului. Dimineața, la prânz și mai ales seara, slătinenii vin și se plimbă de-a lungul aleilor înconjurate numai de verdeață. Oamenii spun că se bucură din plin de această oază de relaxare și mărturisesc faptul că este cea mai bună investiție a primăriei Slatina. Eu vin foarte des, stau în zonă, sunt din Slatina, e o investiție bună, chiar... Pentru copii mai ales. Pentru copii, pentru adulți, chiar aveam nevoie chiar frumos, de așa ceva. E multă lume. Este, mai ales seara, e parcul plin. Cum să nu-mi placă parcul, mai ales la copii? Parcurile sunt minunate și unde e verdeață, e bine pentru oricine. Vin copiii des? Copiii vin de câte ori. Și mulți. Păi da. Vin de la Olcu și până aici. E bine că s-a făcut, da. Altul mai frumos mai este. Am auzit că s-a făcut frumos pe Pitești. Foarte bine. Popularitatea de care se bucură Parcul Tineretului în acest moment a depășit granițele Slatinei și chiar ale județului. Zeci de persoane de toate vârstele vin din orașe precum București, Timișoara sau Pitești pentru a se bucura de frumusețea locului. Toți spun că au aflat de existența lui de la rudele sau prietenii din oraș. Da, ne place foarte mult. E frumos, e mare, e spațios. E prima oară că vine. Da, prima oară. De unde sunteți? De Iancujean. Frumos! O să mai revenim, ce să zic. De unde veniți? Din Pitești. Foarte frumos, foarte spațios, verde. În primul rând copaci, avem nevoie de aici. Da, ce trebuie la un parc. Exact ce trebuie, aer curat. Cine ți-a povestit despre parc? Ai venit special pentru bunic? Bunica mea. Și ce ți-a spus despre parc? Doar că s-a făcut unul și cafe și mec. Ea este din Timișoara, iar eu din București. Este sora mea. De unde s-a dat voi de parc? Prima oară... De la bunici. Și când am ajuns aici în Slatina, am văzut parcul că începea să se facă și vroiam să se facă mai repede doar ca să intru și eu în el. Și atât acum ai reușit. Exact. Și vin foarte des. Mă plimb cu bicicleta, cu trotineta, cu rolele. Adică aici pot să fac orice, pot să mă plimb cu orice. Zona de agrement, amplasată pe o suprafață de mai bine de 3 hectare, dispune de spații de relaxare și de distracție pentru toate vârstele. Parcul Tineretului este astfel cel mai mare și mai modern parc din oraș, devenind totodată cartea de vizită a Slatinei.